Bine m-am găsit, prieteni. Situație inconfortabilă, așadar, în politica românească, mai ales că mâine e ședință la PNL. Există o doză de enigmatic acolo, exact ce se va întâmpla. Situație, în general, complicată pentru toată lumea, mai puțin pentru noi, care reușim să străbatem zona asta de ceață la altitudine mică, destul de ușor, nefiind, practic, forțați și șantajați de nimeni. L-ați văzut pe președintele Senatului, Crin Antonescu, sau mă rog, nu l-ați văzut, dar vi l-ați imaginat ieșind Val Vârtej din sediul B1 TV pentru a se urca în mașina destinată președintelui Senatului și probabil aș regăsi gândurile acolo în interior, în obscuritatea scaunului de vedetă din spate, da? Pentru că l-așteaptă o zi încărcată mâine. Adversarul său politic de astăzi pare să fie mai degrabă Călin Manechin Popescu Tăricianu, ăla cu 5 neveste, om care ar putea mâine să propună chiar schimbarea președintelui Partidului Național Liberal, prinzând așa din zbor Tăricianu, o idee a venit dintr-o zonă, a spune, anodină a terenului, a unui anume Ilieșiu. Ăsta avea de ce să se revolte, pentru că nu se regăsește pe listele pentru europarlamentarele partidului, adică pe o poziție eligibilă în Partidul Național Liberal. Ilieșiu a ieșit la atac, sesizând momentele astea de slăbiciune din apărarea liderului PNL în ultimele zile, pentru că Antonescu a încercat să fie peste tot în același timp și sigur că a mai lăsat un pic descoperită apărarea și iată că există această posibilitate ca el să fie carotat din interior. Acum, conflictul său cu socialdemocrații fiind pe masă, chiar pe masa de operație, sigur că Manechin Popescu Tăricianu încearcă să profite de aceste dedesubturi, nu neapărat la drumul mare, pentru că are și el emoții, are și el niște broboane de sudoare pe frunte. Mai așteaptă până mâine, chiar se poate spune, că această noapte poate să fie un sfetnic bun pentru liberali sau nu. În același timp, măciuca politică operează și în cadrul Partidului Social Democrat, unde și ăia au meciuri de dus în această noapte. De fiecare dată, de altfel, în perspectiva unei zile de mâine incerte. Dar să vedem. Mie această stare de incertitudine în politică, trebuie să recunosc că îmi priește. Mi se rupe mie de instituțiile statului în aceste momente. Așa cum nu le-am avut niciodată, parcă putem să le mai amânăm câteva zile, dar este o stare în care ridicolul începe să ucidă, sau mă rog, face, sau, il fait semblant, da, nu pot să traduc neapărat în românește, pentru că nu-mi doresc, da? Deci il fait semblant de tuer le ridicule en ce moment. Da? Adică este o situație atât de la limită, încât s-ar putea ca, la un moment dat, cel care face o eroare în zilele astea să fie trimis în afara eșichierului politic. Ați văzut deja declarații de tipul n-am început cariera politică în calitate de președinte al Senatului, am fost politician și înainte, că deja sunt puse pe tapet toate posibilitățile. Nu mai sunt dorit de către PSD și poate nu mă mai doresc nici ai mei. O să vedem toate lucrurile astea cum se vor învolbura în zilele următoare. O declarație desprinsă din context al lui Călin Manechin Popescu Tăricianu, într-un partid democratic se poate discuta orice. Ama noi știm că primul partid, mare partid democratic al României, a fost Frontul Salvării Naționale. Ion Iliescu, tot așa într-un pulover, dar mai puțin arătos decât al meu, ăsta e mai arătos chiar și decât al lui Petre Roma, dar nu-i vina lor. La vremea respectivă, la APACA, să țesea mai greu. Ideea este că democrația asta vorbită, aruncată așa la intervalul mare, nu ne-a ajutat cu nimic. Noi avem numai partide democratice, întotdeauna. FSN-ul și-a atribuit măcar o literă a democrației în sigla care îl cuprindea. Deci n-am dus lipsă de democrație, numai că batem pasul pe loc ceva de speriat. Ăștia 20 de ani de carieră jurnalistică răsunătoare a lui Robert Turcescu, aud în fiecare zi termenul ăsta, de 20 de ani sunt jurnalist, le-a spus tuturor, cred că și măcelarului i-a spus că el e de 20 de ani jurnalist.
Exact așa se bate cap în cap chestiunea asta cu cei 24 spre 25 de ani de democrație românească. Sunt doi termeni goi de conținut, pentru că, până la urmă, mă interesează ce faci în momentul ăsta. Nu cine ai fost sau cine era tata sau cine era mama. Sau... Mă interesează ce produci în momentul de față. Da? Nu trebuie să vedeți aluzia mai departe, că ea nici măcar nu este una. Ok, deci mai scoatem o frază din context la Călin Manechin Popescu Tăricianu. Am înțeles că la a cincea nevastă nici nu l-a mai primit popa în biserică, era prea mult. Chiar și pentru popi a fost prea mult și chiar pentru un popă aflat în fața unui om politic de asemenea învergură, ceea ce este rar în România. Bun, realizarea unui compromis nu poate fi foarte dificilă, trebuie păstrat raportul de forțe din guvern, iar PNL trebuie să accepte că e decizie convenabilă ce nu-i diminuează cu nimic rolul. Așa s-a exprimat Călin Manechin Popescu Tăricianu. O dezbatere cât mai largă nu strică la un punct de răscruce. Acesta ar putea fi un punct de răscruce dacă se propune retragerea de la guvernare. Mă asigur că e și aici o problemă cu Klaus Iohannis, bine văzut aparent în Europa, adică un om fără o pată, din asta pe care să o distingi de pe lună sau de pe marele zid chinezesc. Faptul că el știe limba germană este o noutate pentru noi. Niciodată până acum limbile străine n-au părut să conteze în relația cu nimic, nici cu România, nici cu Uniunea Europeană. Dintr-o dată, asta mi se pare mai degrabă o slăbiciune a lui Klaus Iohannis, faptul că practic marele lui atu este faptul că vorbește limba germană. Da? Dintr-o dată, mai mulți politicieni, nu o să le mai dau numele, s-au agățat de această ipoteză pe care au prins-o din zbor. Uite-vă că dintr-o dată avem un poliglot. Acum, comparația lui Traian Băsescu cu fostul ministru Stroie, da, este genială. În sensul că Stroie făcea semne prin aer, așa, cum probabil făceau săracii prăbușiții din Apuseni, către secretară, ca la rândul secretara să-i transmită câte ceva, să poată să dea el mai departe la un moment dat când se afla la un consiliu de ăsta prin Europa. Deci cam așa era Stroie. Evident că noi n-am avut niciun om politic care să manevreze o limbă străină, măcar de Doamne ajute până acum. Asta este realitatea. Îi vedeți pe toți cum vorbesc engleza, celelalte limbi, nici nu intră în discuții la ei, sunt absolut bâtă toți. Deci Klaus Iohannis, cum l-am auzit pe Klaus Iohannis vorbind limba germană, unii o să zică, domnule, ăsta găsește nod în papură la orice, nu e deloc așa, nu vorbește o limbă germană excepțională. L-am auzit vorbind și eu am auzit, nu sunt un cunoscător excepțional al limbii germane, dar am ureche muzicală și auzind de foarte multe ori vorbindu-se această limbă, pe toate dialectele ei posibile, din toate regiunile, o să vă spun că totuși Klaus Iohannis nu este deloc unul care să vorbească o germană remarcabilă. Sigur că te descurci cu ea, bineînțeles, mai ales când vii dintr-o țară cum e România, mai ales când porți un asemenea nume, nu o să-ți găsească nimeni până la urmă defecte în Europa, domnule ăla, dar nu e o germană ca lacrima asta pe care o vorbește corcită cum e ea săsească asta lui Klaus Iohannis. Dar asta era o paranteză care nu vreau să fie luat în calcul. Da? Nu vreau să fie luat în calcul pentru că este pur și simplu de un considerent de ordin propriu și personal. Da? Este problema mea cum găsesc că se exprimă unul sau altul. Nu trebuie să mi se facă aici un proces de conștiință. Chiar insist pe tema asta. Da? N-am nicio problemă cu Klaus Iohannis cu atât mai puțin pe această temă, dar vreau să spun că nu m-a impresionat. Bun, acum vreau să vă spun un lucru apropo de Iohannis. Mărul discordiei pare să fie ăsta. Până la urmă, acceptarea lui în cadrul guvernului nu mai este o problemă. Ați văzut triumviratul Băsescu, Ponta, Antonescu este de acord cu intrarea lui Iohannis ca vicepremier. Numai că, și nu numai ca vicepremier, dar ca din postura în care se află el să mai aibă și un minister pe lângă, Ministerul Finanțelor în cazul nostru, dar problema este de execuție a termenilor. Adică va fi un vicepremier executiv Klaus Iohannis sau va fi un vicepremier de paie
Că de fapt aici ai problema. PSD-ul nu și-ar dori ca Iohannis să-și exercite această funcție până la capăt. Din multe motive. Unul dintre ele ar fi că stau mai rău decât liberalii la capitolul penal în momentul de față. Liberalii, după ce s-au debarasat de Relu Fenechiu, au mai multe beculețe pe verde decât PSD-iștii. PSD-ului nu-i trebuie genul ăsta de om care să vină și să o ia de la zero. Este o dramă, să știți, chestiunea asta în politică. Este o dramă uriașă în politica românească să vină cineva, indiferent în ce moment, și să dea cărțile pe față sau să pornească de la zero. Este cumplit. Este exact de ceea ce nu are nevoie clasa politică aflată la putere. Deci în cazul nostru PSD-ul. Lor le convine ca acest joc năclăit, lâlâit, să meargă mai departe în condițiile date. Să nu se modifice nimic prin termenii esențiali. Așadar, că vreți pe unul cu numele, mai putem să acceptăm. Dar el să nu cumva să intre în jocurile astea ale noastre, să descopere nu știu ce. Pentru că vedeți că sunt multe dedesubturi. Au chiar ei astăzi un individ care a închetat un pic așa, a strâns un pic cu ușa în ultima perioadă de DNA, da, cu, printr-o firmă a lui frate-so, un PSD spune, ba, n-am de ce să mă tem. Mai degrabă au ei de ce să se teamă în momentul în care aș putea eu să vorbesc. Deci, i-a amenințat practic că va turna și că dacă va spune, va da pe goarnă ceea ce știe, probabil despre propriul partid, va fi praf și pulbere. Și atunci e destul de complicat. Când vine un PSD și spune ce se întâmplă la tine în partid, cum să mai dai vina pe Traian Băsescu? Ce să spui? Haideți că e ședință, trebuie să fug, vorbim mai târziu. E destul de complicat. Ai momente în care nici măcar tăcerea nu te mai poate salva. Da, până să ajungem acolo și să mai intrăm un pic în aceste detalii, avem parte de un sondaj bizar, Avangard, comandat de Antena 3, care, în mod surprinzător, îi dă o lovitură chiar lui Victor Ponta, la o săptămână după ce liderul social-democrat stătea confortabil creditat ca favorit la prezidențiale. Acest studiu arată că liderul liberalilor, Crin Antonescu, s-ar afla pe primul loc în preferințele românilor cu 26%, urmat de Victor Ponta cu 22%, la distanță mare de liderul celor două partide, aflându-se Muguri Sărescu la 8% și MRU 7%. Traian Băsescu a fost și el inclus în acest sondaj. Dacă ar mai putea să candideze, ar beneficia de 6% din opțiunile electoratului. Pe mine mă bucură că, potrivit acestui sondaj Avangard, care cred că a costat destul de mult, eu nu sunt institut de sondaj, dar am zis-o bine de tot și pe asta, să vede că dacă nu sunt încă un guru recunoscut al politicii, o să devin. Sorin Oprescu ar obține 5% din voturi. Exact, exact, exact ce spuneam. Că nimeni în Transilvania urbană nu l-ar vota pe acest zgârci al politicii românești. Vedeți cum se confirmă? Așa și este. Bă, nimeni. Da? Absolut nimeni. Deci Sorin Oprescu este un udemerist de București. Acest procent este absolut tulburător. Deci 5% are practic potențialul candidat. În momentul de față el este atu numărul 1 al lui Victor Ponta în șantajul ăsta de la distanță cu Crin Antonescu. Da? Și domnule, îl băgăm pe Oprescu dacă mata nu vrei să fii un vasal al Partidului Social Democrat și nu joci așa cum ne dorim. Da, îl avem pe Oprescu oricând, nu-i așa. Sorin Oprescu este necunoscut într-o anumită parte a României și iată dovada în acest sondaj de ce acolo e zero. Astea 5% vin din zona Munteniei, evident din Moldova, care teoretic va mai câștiga niște procente, pentru că moldovenii încă nu sunt dumiriți care este ordinul PSD-ului și sigur că l-ar vota, dar este foarte interesant cum este el perceput de către oamenii care au dat tonul democrației în România. Pentru că întotdeauna așa a fost, amintiți-vă și cu Convenția Democrată în 1996 și cu Traian Băsescu, când a devenit președintele României, au câștigat voturile în marile orașe ale țării și, în general, în special, în orașele din Transilvania, plus București, sigur că este un reper în România, fără doar și poate. Apoi avem o altă chestiune aici, cu opinia favorabilă. Opinia favorabilă îl prezintă pe Sorin Oprescu liderul clasamentului la 53%,
Deci 53% au o opinie favorabilă despre el, dar 5% l-ar vota președintele României dacă alegerile ar avea loc săptămâna viitoare. Este remarcabil. Asta, Klaus Iohannis are 43%, Victor Ponta 41%, Crin Antonescu 34%, Traian Băsescu 29%, MRU 26%, Vasile Blaga 19%, Elena Udrea 18% și Cătălin Predoiu 16%. Dacă duminica viitoare avea loc alegeri în Parlamentul European, 42% dintre români ar vota cu USD, adică PSD plus UNPR plus PC, 20% cu PNL, PDL-ul ar avea 18%, UDMR-ul 5%, PPDD 4%, Mișcarea Populară 4%, PRM 3%. Bine că nu mai întâlnim și Papua Noua Guinee Party, ăla al pușcăriașului Gigi Becali. O propunere diabolică, malefică, vine din partea lui Dan Diaconescu, s-a trezit la viață Dan Diaconescu, tot au fost astăzi 18 spre 19 grade în București, dar am înțeles că iarna se întoarce de mâine, din fericire, și vom avea un weekend catastrofal în capitală. 3 zile cu soare au fost în București de la începutul anului până acum. Nu s-a întâmplat așa ceva niciodată în istoria modernă a capitalei României. Cea mai cumplită iarnă, nu din punct de vedere al temperaturilor, câta vreme este mizerabilă, cred că au fost 30 de zile cu ceață până acum, doar 3 cu soare. Toate zilele care urmează sunt anunțate cu ceață pentru București. Asta ca să-i liniștim pe cei care credeau că au venit primăvara. No. Dan Diaconescu însă, iată, ca un ghiocel, pretinde că ar putea să-i ofere lui Crin Antonescu salvarea. Teoretică și, bineînțeles, în perspectiva electorală. Deși, conform patronului de dată recentă al OTV-ului, acesta crede că în al doilea tur al alegerilor prezidențiale vor fi față în față candidatul PSD și el, adică Dan Diaconescu. Deci, la cel ar putea susține el pe Crin Antonescu, pare bizar, undeva cu vorbele mai degrabă decât cu faptele, s-ar putea încheia un protocol, cică, între el și liberali, dacă are Antonescu timp de așa ceva, dar în orice caz, un meci Dan Diaconescu Sorin Oprescu, că altul n-ar putea să fie, candidatul Partidului Social Democrat, cine ar putea să fie altul decât Sorin Oprescu? Poate George Maior, dacă n-ar fi Crin Antonescu, în sensul în care s-ar rupe USL-ul, Dan Diaconescu s-ar vedea cu șanse în turul al doilea. Asta o spun doar pentru cei care îl așteaptă pe Dănuț în fiecare seară la televiziune. PSD-ul își apără corupții și aici sunt două elemente de notat. Foarte interesant această ruptură vădită, evidentă, precum s-a desprins la un moment dat Asia de Africa și Australia de Africa în vremuri imemoriale. Exact așa pare să fie desprinderea asta dintre liberali și socialiști. Dom'le, s-a văzut și în cazul lui Cosma ăsta, care a susținut astăzi un discurs în Parlament, Vlad Cosma, fiul lui Mircea Cosma, așa îi se spune, fiecare dată. Și după cum ați văzut, liberalii erau pentru ridicarea imunității, PSD-ul s-a împotrivit. Și a avut de câștig de cauză PSD-ul, evident. Valeriu Zgonea a trâmbițat la sfârșit și rezultatul votului. 335 de deputați prezenți, 105 au votat pentru ridicarea imunității, 222 au votat contra. E normal, pe undeva, vă spuneam mai devreme, sunt mult mai mulți borfași în momentul de față în PSD decât în PNL, deci nu există niciun motiv pentru care PSD-ul să lase de la el, da, și să facă o politică pentru oameni. Până la urmă, aici nu e o chestiune de Zgonea, de Antonescu sau de Ponta. Este o mârșăvenie la nivel național. Adică, de ce să nu-l dai pe mâna justiției pe acest individ Cosma? Asta nu înseamnă condamnare. Semna pur și simplu ca justiția să-l poată ancheta pe acest individ. Cum adică își permite PSD-ul să spună nu? Păi în virtutea cărilor, nu ni se spune că sunt un partid democratic? Democrație, în cazul ăsta, când omul este puternic suspectat, ar fi exact asta. Să lase justiția să se pronunțe. Mă asigur că ei se tem de justiție, văzând că mai mulți cotoi dintre ăștia importanța lor au fost prinși cu botul în smântână altuia, în momentul în care încercau să fure de unde nu le mai era permis. Da? Și sigur că se teme PSD-ul, clar că nu e o bilă albă pentru ei acest lucru și nu știu cum ar putea să explice opiniei publice reale, nu fantoșelor,
da, cărora li se adresează în fiecare seară. Omului normal, cinstit, care nu este corupt. Cum îi explică PSD-ul această mega tărășenie? Noi nu suntem de acord. La fel ca și cu amnistia și cu grațierea. Da? PNL-ul se opune acestei mârlănii, PSD-ul încearcă să tragă de timp acolo și până la urmă să o scoată în favoarea corupților și baronilor din partid. Astea deja sunt vorbe care nu mai impresionează. Pentru că președintele României, care vine odată la două zile la televizor, spune exact același lucru de fiecare dată. Drama este că nici măcar în cazul lui cuvintele nu mai înseamnă mare lucru. Așa ceva, dacă s-ar întâmpla undeva, ar fi, într-adevăr, revoltător, strigător la cerere. Președintele țării ți-a spus că ăia sunt un partid de baron, de corupți, de boschetari și tu nu iei nicio măsură. L-a făcut jeg pe Dan Voicoescu, nu se întâmplă nimic. Deci lucrurile, poți să spui orice în momentul de față, pentru că adevărul nu mai poate să iasă la iveală, să mai poate descotorosi de minciună, exact ca atunci când spargi un ou dintr-ăla, dar din greșeală, un bărbat când se duce prima oară să spargă un ou în viața lui, întotdeauna îl lovește ori prea încet din prima, ori prea tare și să spargi ouul ăla și nu mai poți separa albușul de gălbenul. Și asta mi s-a întâmplat tuturor, dar doar femeile reușesc să-l spargă exact cum trebuie. Bă, mie nu mi s-a întâmplat niciodată. Mă uit bine la ouul ăla, ca la un frate, practic, da? Ca la un prieten extraordinar, ziceam M. Stoica sărac, unul de la de pe lista scurtă, prieten intim, și încerc să-l pleznez de un colț de ceva, să îl fac omletă, da? Ori dau prea încet să crapă prea puțin și după aia trebuie să mai dau o dată și a doua oară dai prea tare și s-a terminat, ori cade pe jos și e gata, ori se duce în cană tot și după aia nu mai poți să scoți albușul din gălbenuș, sau dacă nu, din prima îți intră și mâna în el, după aia nici mai ai grija oului, trebuie să te duci direct să te speli la chiuvetă, dar acolo iar e o problemă, că știți că după aia se înfundă chiuveta și trebuie să vină din uvamă să ne-o desfunde, să înnăclește chiuveta cu albușul ăla care se duce în canalul de scurgere și după aia, dacă te vede nevasta, zice că ai înfundat-o intenționat. Deci, asta este, exact așa se întâmplă la noi. Nu mai avem repere, din păcate, așa că se turează motoarele absolut în gol, nu mai au practic nicio reprezentativitate. Bun, încă un deputat PSD, vă vorbeam ceva mai devreme, este vorba de Cătălin Rădulescu, așa îl cheamă, e un nume greu de reținut ăsta, Rădulescu. Procurorii au făcut percheziția acasă la una din firmele sale, v-am spus, omul a dat deja un ultimatum, să vedeți ce se va întâmpla când voi vorbi. Acum, vă dați seama că Cătălin Rădulescu nu înseamnă nimic pentru PSD. Se vor delimita de el ca de ultima sămânță scuipată în timpul unui meci. Îl scuipă pur și simplu așa, dacă va cârâi ceva. Că nu, cârâie este bun de-a lor. Un om care și-a făcut treaba. Da? Este un om de care probabil sunt foarte mulțumiți PSD-iștii. Nu sunt convins că el n-a primit până acum vreun telefon în care să-i spună, bă, sper că s-au scos ăștia de la B1 din context fraza, pentru că dacă ai spus-o, ești ars. Ce m-a surprins aici, că altfel nici nu mai reveneam la acest nume, el vorbește exact pe dos, încercând încă o dată să ne fraierească pe noi. Zice așa, amenințările pot veni din zona județului Argeș. Știți cum este acest județ? Păi nu e invers, domnul Rădulescu. În județul Argeș vă faceți toți mendrele, da? Este un județ PSD-ist, și vă faceți cu toții mendrele acolo, nu te atoarnă nimeni din Argeș, din potrivă, voi îi turnați pe ceilalți. Ați subjugat acest județ într-o manieră mai mult sau mai puțin similară cum au făcut baronii în alte părți, cazul lui Oprișan, de exemplu, la Vrancea sau al lui Mazăre la Constanța sunt de notorietate. Deci, la nivelul ăsta, Argeșul este subjugat de baronii PSD, nici de cum nu îi subjugă el județul pe acești baroni. Deci prezentați vădit, intenționat pentru prostime, domnul Rădulescu, chestiunea pe invers. Județul împotrivă. Este doar luat ostatic, cum a fost Brașovul pe vremea când se numea orașul Stalin. Că nu era vina lui că a fost botezat așa. Da? Exact asta este. Nu este vina județului Argeș, un județ, până la urmă, respectabil în România, că s-a pricopsit cu asemenea oameni la putere. Ok, e și vina cetățenilor care au votat, dar n-a fost dintotdeauna așa. Până la urmă o să vă spună mai multe țapul ăla de la FC Köln, Emil Constantinescu, că el știe mai bine că și el era argeșan, nu? Bun, asta cu grațierea, vreau să vă citesc o singură frază,
E interesantă povestea mai devreme. Liberalii, bineînțeles, se opun. PSD-ul este pentru. Am convenit cu colegii liberali, zice Crin Antonescu, din Comisia Juridică, să propună aducerea pe ordinea de zi a proiectului de lege pentru amnistiere și grațiere, să fie pus în discuție și să fie respins. Ca să nu mai planeze asupra Parlamentului în general, asupra coaliției de guvernare, o temă falsă, și anume aceea că ar dori printr-un demers legislativ încercat, eșuat, amânat, să ridice deasupra sau în afara legii colegi parlamentari sau demnitari politici. Din păcate, este o frază goală de sens, ei practic n-au nicio șansă dacă PSD-ul nu-și propune același lucru și n-are de ce PSD-ul. Dar PSD-ul s-a urcat călare pe această țară cum stă găina în mijlocul grămezii cu grăunțe. Și n-are de ce să ne facă nouă concesii, mai spun o dată. Este foarte important ca să înțeleagă oamenii. Da? PSD-ul nu este la momentul în care îi face țării concesii doar de dragul istoriei. Că, într-adevăr, pentru istorie ar fi asta. Uite, bă, a luat PSD-ul atunci, deși era majoritar și putea să ne pună botniță la toți, a luat o măsură democratică. Într-adevăr, de maturitate politică, mă zice prostul ăla bătrân, după 25 de ani de la Revoluție. Uite, PSD-ul, deși ne avea pe toți în mână, da? Ne avea pe toți la mână, uite, ne-a dat atunci o gură de oxigen remarcabilă. Nu! Pe ei nu interesează cum vor ajunge în istorie. Istoria va fi probabil tot falsificată și peste 10 și peste 5.